Hai să mergem mai departe, pentru că următoarea concurentă care va face nominalizări este Diana. Vedem materialul. Mireasă pentru fiul meu. Primul băiat este Andrei, pentru că știu că ne-a spus să-l votăm. Iar al doilea este Alin, pentru că nu am altă opțiune. Pe Gabriel nu pot alege, iar ceilalți au cuplu sau sunt în alte relații cu alte fete. Ai un mesaj pentru Alin? Așa cum am spus și data trecută când l-am nominalizat, m-am dus la el și mi-am cerut scuze și a înțeles. Știe foarte bine că alte opțiuni nu am. Mireasă pentru fiul meu. Andrei, prima opțiune a Dianei pentru a fi eliminat. Andrei, ai primit și de data asta 2 puncte. Foarte bine. Ești, stai foarte bine la capitolul ăsta. Da. Iar un al doilea punct, adică un punct, se duce la Alin. Da. Andrei, în primul rând, pentru că spune mereu că vrea să plece. Alin, în al doilea rând, nu am avut pe cine altcineva. Gabriel nu s-a putut, iar pe Gabi nu-l voi nominaliza niciodată. De ce? Pentru că nu vreau. Îl consider un prieten foarte apropiat. Îți place să-l chinui aici? Nu. El crede că se chinuie, dar nu se chinuie. Nu se chinuie? Nu. Dar, pe de altă parte, dacă Gabi este cel care nu mai are nicio șansă din partea Cristinei, care ți-e prietenă, de ce să-l mai ții dacă el își dorește să plece? Știi tu, știi tu altceva? Și dacă știi, chiar nu m-aș băga. Îl consider un prieten foarte apropiat și nu am de gând să-l nominalizez niciodată. Te-a rugat? Nu. Bun. Doamna Daniela, v-ați așteptat la o nominalizare din partea Dianei? De la toate, pentru că Alin nu are cuplu și mă aștept. Dar să nu uite că și ele urmează, că și noi avem un dreptul la vot. Spuneți noi așa, o să ținem că... seama, oricum. Deci spuneți că este posibil să răspundeți cu aceeași monedă. Sigur, îmi pare rău oricum ce am nominalizat până acum. Deci vă pare rău? Da. De ce credeți că l-a nominalizat Diana pe Alin? Nu știu. Cum a spus și Diana, doamna Mirela, nu am cuplu. Cum a spus și mama, mă repet și numerei, mă aștept și eu de la toate fetele. Sunt prietenii, nu neapărat antipatii, prietenii mai strânse, prietenii mai puțin strânse. Așa cum noi nu cerem explicații, sperăm nici fetele să nu ne ceară nouă, la toate mamele, nu neapărat mama. Din ce știu eu, tu te înțelegi bine cu Robert, nu? Da. Dar se înțelege bine și cu mine. Am se înțeles. Va vedea și poi... Da. Dar nu atât de bine pe cum se înțelege poate Diana cu alți băieți. Da, se poate. Oricum, zarurile au fost aruncate, acum nu facem decât să explicăm de ce am acționat așa și nu altfel. Dar în acest moment, Alina, ai un punct. Iar tu... Andrei, 4. Păi, măcar dacă am fost pe primul loc sau asta, să fiu pe primul loc peste tot. Eu. Pe, și la ieșire și la păi, da. Venire. Hai să vedem ce se întâmplă, pentru că a treia...